the best music. Europa FM. Unde avem rațiunea zilei la 15 și 20 de minute, se alătură Cătălin Striblea în studio. Salut, Cătălin! Salutare, bine v-am găsit! Deci, vorbeam aici, masca e dacă ești singur, nu mai ești. Eu nu mai înțeleg dacă trebuie să purtăm sau nu trebuie să purtăm mască în localitățile în care incidența trece de 6.000 în afara locuinței. Trebuie să porți. Uite, de exemplu, dacă mergem noi doi pe stradă. Așa. Noi doi suntem obligați să le purtăm dacă suntem împreună. În regulă. Dacă merg doar eu, cum m-aș duc ce acum, până la magazin, nu trebuie să o port, că eu cu aerul meu nu am interacțiune cu nimeni. La fel, dacă merg cu familia mea, iarăși nu. Asta o pot înțelege, da. Da, dar dacă mergem noi doi, da. Dar chiar dacă te duci singur pe stradă, nu te întâlnești cu alți oameni, că doar nu ești prin pădure. Da, dar nu, ideea e să nu interacționezi. Da, dacă stai de vorbă, uite, bună întrebare, da. Dacă stai de vorbă, pui masca. Da, așa e regula acum. Dar are găsulă. S-au complicat puțin lucrurile, adică ori albă, ori neagră. Vorbeam cu colegii de la știri, a căror muncă este să uite la lucrurile astea zi de zi, fir apăr și aproape să le știe pe de rost. Și ei aveau reale dificultăți în a le mai, cum să zic, ierarhiza, da. Eu eram sâmbătă într-o stație, da, într-o benzinărie din Otopeni, mi-am pus motorină. Și nu aveam masca, înțelegi? Așa. Urma să-mi pun masca în momentul în care mă duceam să plătesc la interior. Așa fac și eu. Și au sărit jandarmii pe mine. Da? Te-au legitimat? Da. Asta, da? Da. Am impresia că trebuie să porți acum în benzinărie cum intri, că e considerat aglomerat. Păi, cum intri la interior, asta e logic, dar chiar și la pompă? Da, și la pompă, că sunt mulți la pompă. Mă rog, în fine, eu venit să vă vezi, discuția oricum interesantă. Eu am venit însă să-ți povestesc altceva despre care aproape nu mai avem timp să vorbim, dar eu zic că e foarte important pentru viața noastră și are legătură și cu povestea asta și cu măștile și cu vaccinarea. Ia să auzim. Prieteni, e vorba de Facebook, hai să vă povestesc câteva. Țineți lucruri. Ideea. Rațiunea zilei de Cătălin Striblea la Europa FM. V-ați gândit zilele astea la Facebook, mai ales în ideea că, domnule, a picat, nu? Adică a picat și Facebook și tot ce... Bănuiesc că multă lume a aflat atunci că și Instagram este deținut de Facebook și că WhatsApp e deținut de Facebook, dacă oamenii au fost neatenți. Asta după ce toată lumea a sunat la cei care oferă servicii de internet să-i certe. Domnule, nu merge netul, nu merge netul, că da, nu mai poți să intru pe Facebook. Dar eu știu pe cineva care n-are Facebook și nu-i mergea WhatsApp-ul, știi? Și n-avea de unde să primească... Adică, cum faci? De unde știi că a picat? Că noi care mai avem rețele ne uitam pe Twitter și a apărut acolo. Toată lumea era pe Twitter, înțeleg. A fost un salut formidabil pe Twitter. Cineva de la Twitter l-a dat și a zis salutare chiar la toată lumea. Cum a fost atunci când a apărut Game of Thrones, ultimul sezon pe HBO. Toată lumea era pe HBO și cei de la Netflix au recunoscut treaba asta, știi? Da, da. Ceva da. De genul ăsta a fost și acum. Bun, chestiunea tehnică, încerc să o sintetizez. Eu nu sunt specialist în chestiunea tehnică, dar o să vă spun o poveste mai amplă și care e mult mai importantă pentru noi. În privința chestiunii tehnice, vă recomand un articol de pe site-ul bloggerului Zoso, care are un autor, un guest author, care povestește foarte bine ce s-a întâmplat acolo. Este vorba de serviciile de date care pur și simplu au fost oprite și asta înseamnă că acea carte de telefon pe care o reprezintă Facebook-ul și toate domeniile sale pur și simplu au fost relativ șterse, adică nu mai puteai să iei contact cu ele. Și în momentul ăla a picat toată instalația. Bun, mai interesant de atât este însă momentul în care se întâmplă chestiunea asta și am spus acum vreo 2-3 săptămâni, am scris pe blogul meu și vă atrăgeam atenția. Totul pornește de la o anchetă a celebrei publicații Wall Street Journal. Wall Street Journal a primit o serie de materiale din interiorul Facebook cu ajutorul unei angajate de acolo. Toate materialele acelea, care au fost publicate într-o serie de 8 articole, dacă nu mă înșel, succesive, arată că Facebook și companiile pe care le deține au practici incorrecte față de cei care le utilizează, față de alte companii și, în general, față de societate. Mai mult decât atât, documentele arată că toate aceste lucruri sunt știute în interiorul Facebook și de conducerea Facebook, dar și că Mark Zuckerberg a mințit repetat în fața autorităților americane politice, invitat de mai multe ori în Senat și Congres,
respectiv despre aceste lucruri. Deci întreba direct, el a mințit. Acum, despre ce practici este vorba? Că asta e foarte important să știe multă lume. Primul articol publicat de Wall Street Journal vorbește despre Instagram. Ții minte discuțiile noastre dimineața când spuneam, bă, Instagramul ăsta e distrugător, că îți dă rețeta fericirii, toată lumea pe care vezi acolo e fericită, nu știu ce? E, nu se poate ca asta să nu aibă efecte emoționale, în special asupra tinerilor și mai ales asupra femeilor tinere. Există studii pe care chiar Facebook și Instagram le-au făcut și care au arătat că femeile tinere sunt afectate de modul în care este prezentată frumusețea și modul în care funcționează Instagram. Că acest lucru a fost discutat în interiorul Instagram și ei au spus în felul următor, copiii care ne urmăresc au probleme de reprezentare, de depresie, de înțelegerea frumuseții și a realităților legate de fericire, să spunem, din cauza modului în care noi le prezentăm datele astea. Și eu au zis, pe ce putem să facem? Păi, de exemplu, putem, prin algoritmul nostru, să le interzicem accesul să vadă atât de multe vedete ce vezi pe Instagram. Corpuri frumoase și vedete fericite. Dar da? Și alea sunt photoshopate, Cătălin, nu toate arată exact. Ei, explică-i unui copil de 14 ani. Întrebat despre acest lucru în fața Congresului American, domnul Zuckerberg a mințit. A fost întrebat direct și a zis, nu cumva Instagram afectează, și el zice... nu, împotrivă, studiile noastre arată că sunt beneficii mentale. Ok, asta e o dată. Al doilea lucru care este prezentat cu date este faptul că Facebook încurajează ura și cearta ca să-și sporească traficul și veniturile, da? Aia, da. Asta face Facebook în mod deliberat. De asta societățile noastre arată așa, pentru că ei adună foarte mulți bani și mai mult engagement, cu cât noi ne certăm mai tare. Aia, cu concursul nostru până la urmă, adică din nu știu cum să te uiți la probleme. Au metode prin care să facă și au discutat și au refuzat să facă acest lucru. Mai mult decât atât, s-a stabilit că, deși au promis în mod public că vor opri fake news-ul și dezinformarea și așa mai departe, Facebook nu a făcut asta și a pus problema și nu a făcut-o, ba mai mult, în această chestiune a aplicat reguli diferite unor consumatori cum suntem noi, dar unor mari companii și unor politicieni. Adică au o listă de favoritisme. Asta e alt lucru pe care îl arată documentele respective. Donald Trump nu se află printre... Ba, cred că și Donald Trump. Așa. După care, în urma apariției în Wall Street Journal a acestor chestiuni, doamna care a făcut dezvăluirile astea, care a pus la dispoziția presei aceste lucruri, a fost chemată în fața Senatului American să depună din nou mărturie despre chestiunea asta. Așadar, e o investigație politică, cea care stabilește niște pași de făcut în vederea unei, să zicem, dacă ar apărea date care să arate că toate lucrurile astea sunt de natură penală. Probabil că multe dintre ele nu sunt, dar îți arată un model de afaceri viciat, iar atacul care s-a produs asupra Facebook, sau ce-o fi fost el, căderea Facebook, este simultană cu această mărturie, ca și cum cineva și-ar fi dorit foarte tare, dar... Nu, să dea o lecție Facebook. Acum, se pot face enorm de multe speculații aici, dar ce știm noi ca societate este că această companie, unde, apropo, transmitem și noi în momentul ăsta, da, a devenit atât de importantă, chiar vitală, pentru modul nostru de a trăi și de a fi astăzi, dar în același timp ea are niște reguli care nu sunt în concordanță cu binele societății. Mulți, de fapt acest lucru în aceste zile e unul dintre marile subiecte în Statele Unite și multă lume spune așa, Facebook este pe moarte, dar nu știe, pentru că în momentul în care credibilitatea oamenilor scade și nu mai investesc în compania respectivă, sigur că o mai duci o vreme, dar nu o duci bine. Acum... Dar știi că treaba asta o auzim de vreo 5 ani, că Facebook-ul moare, că se duce, că... Da. Și uite că nu. Încă e bine, dar nu crezi că interacțiunea... Eu personal am ajuns să scriu mult mai rar decât acum 5 ani. Eu, unul, de exemplu, mă duc și numai o dată, de două ori, de trei ori pe zi, pentru că am o meserie și tu la fel, care ne împinge în zona asta și păstrăm contractul cu publicul. Dar, sincer, uneori nu mai vine. În fiecare zi aflu câte un lucru rău despre mine. A, bine, apropo de comentariile care sunt postate pe aceste rețele. Mulțumesc foarte mult, Cătălin, pentru comentarii. O să urmărim subiectul, pentru că face parte din viața noastră. M-am lungit, dar poate avem nevoie și de niște aer proaspăt. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.